Salut tuturor, sunt Radu și vreau să vă spun despre o nouă lege a Uniunii Europene care mie îmi dă motiv foarte mare de bucurie și abia aștept să o văd implementată și în România. Pe scurt, această nouă lege spune că începând cu 2025, pe șoselele care fac parte din coridoarele de transport ale Uniunii Europene trebuie instalate stații de încărcare electrică la fiecare 60 de kilometri. Și nu orice stații, legea spune chiar că începând cu 2025 fiecare astfel de stație trebuie să aibă 400 de kW putere disponibilă pentru încărcare, dar această putere se împarte la numărul de posturi, la numărul de încărcătoare prezente acolo. De exemplu, dacă ai 400 kW în total și 10 posturi de încărcare și încarcă simultan 10 mașini, fiecare ia cam a 10-a parte, deci cam 40 de kW. Ei bine, și legea vine și spune 400 de kW în total, dar să ai totuși și un post de minim 150 pentru cine e acolo. Și mai mult de atât, puterea crește treptat. Începând cu 2027, se cere ca astfel de stații să aibă 600 de kW putere instalată și minim 2 posturi cu încărcare la 150 W. Legea aceasta se numește Alternative Fuel Infrastructure Regulation, un fel de, hai să zicem, regulamentul pentru infrastructura combustibililor alternativi și se referă nu doar la electric, cât și la hidrogen. Aceeași lege spune că din 200 în 200 de kilometri trebuie montate stații de încărcare cu hidrogen pentru astfel de vehicule. Europa practic nu s-a decis încă, sau încă a decis să suporte ambele tehnologii, și hidrogen și pur electric. Foarte bine, hidrogenul este un combustibil alternativ foarte bun pentru camioane și eu aș zice mai ales pentru infrastructura locală, pentru autobuze și așa mai departe, unde le poți reîncărca la o stație de hidrogen în depoul lor. Dar nu contează, din 200 în 200 km, Uniunea Europeană vrea și stații de încărcare cu hidrogen în viitor. De asemenea, pentru camioane electrice sunt alte prevederi. Tot din 60 în 60 de kilometri, dar se cer stații de putere și mai mare. Pentru că la camioane uneori e nevoie de altă infrastructură, nu încarcă la același tip de prize precum mașinile uzuale. Mai sunt și alte prevederi acolo, vor ca porturile să ofere electricitate vapoarelor trase la dană. Nu în ideea că sunt vapoare electrice, ci în ideea că acele vapoare nu vor trebui să folosească motoarele pentru a se alimenta, pentru a sta în funcțiune când sunt trase în port, vor avea electricitate oferită de la țărm. La fel pentru avioane, se spune că avioanele trase la terminal vor trebui să aibă electricitate din partea aeroportului, ceea ce de obicei se întâmplă în aeroporturile mari, dar nu în toate. În Otopeni, de exemplu, nu știu dacă absolut toate porțile de îmbarcare pot oferi avionului și electricitate, nu sunt la curent cu asta. Oricum, foarte bună lege și v-am spus că se referă la din 60 în 60 de kilometri pe șosele din coridoarele de transport europene. Dacă vă uitați pe Wikipedia și am pus un link în descriere, sunt 9 coridoare europene. Practic, întreaga Uniune Europeană este împânzită de șosele și România are 2 coridoare care trec pe aici. Avem coridorul 4 și coridorul 9. Coridorul 4, de exemplu, începe undeva în Marea Nordului și se termină în sud, în Grecia și în Bulgaria. Dar în România avem un tronson care vine de la Budapesta, trece prin Arad, Timișoara, Craiova și apoi iese din țară pe la Calafat Vidin. Și coridorul 9 este așa numitul coridor de la Rin la Dunăre. Aici avem un sector care vine tot din Budapesta, trece prin Arad, Brașov, București, Constanța și Sulina. Deci, practic străba țara de la est la vest și un pic spre sud. Pe harta apare că și București-Craiova ar fi o parte a unui coridor. Ar trebui să fie, pentru că altfel dacă un coridor ia de la Craiova direct spre sud, hai să legăm și de capitală pe acolo. Oricum, ideea este că vom avea pe principalele drumuri din România, cam pe jumătate din România, stații de încărcare rapidă pentru mașini electrice după 2025 și la 60 de kilometri în ambele sensuri, apropo. Pe fiecare sens trebuie puse astfel de stații. Acum, directiva aceasta nu spune, din ce am văzut eu, cine construiește aceste stații. Textul exact este: statele membre trebuie să se asigure că există astfel de stații. Părerea mea e că se vor da un fel de concesiuni sau România va obliga benzinarii, va obliga stațiile de alimentare clasice cu combustibil să instaleze și astfel de stații și probabil că se vor da niște bani în acest sens, se vor da subvenții și așa mai departe, pentru că din 60 în 60 de kilometri, ceea ce pe urmă pe autostradă sunt benzinării din 60 în 60, să ai astfel de stații rapide de încărcare. Ca posesor de Tesla, care se și poate încărca la maxim 250 de kW, vestea este foarte bună. Și oricum, inclusiv puterea instalată, deja mi se pare foarte mare. Uniunea Europeană chiar se gândește bine la viitor aici, pentru că 400 de kW per site este foarte mult. Să ai un încărcător de 150 de kW este din nou foarte mult. Mașina mea, dacă o încarc la 75 de kW, prin jumătate de oră e
deja de la 20 la 80% lejer. La 150 de kW, în 20 de minute am plecat mai departe cu mașina plină și parcurg încă 500 de kilometri. Foarte bun, mă bucură treaba asta, o mișcare bună a Uniunii Europene, sper să o văd și în practică. Nu cred că în România, începând cu 2025, gata, vom avea astfel de stații. Probabil țara noastră se va trezi un pic mai târziu și abia atunci va începe procesul și așa mai departe. Dar mi se pare că, sau sunt convins că le vom avea cândva. E un viitor de care devine tot mai clar că nu poți să te ferești cel al transportului electric și operatorii privați de benzinării, de stații de încărcare vor avea tot interesul să spună statului hai să aplicăm legea aia că eu vreau să construiesc o stație și să cer bani pe curentul dat acolo. Deci cred că și în România vom vedea bine în viitor treaba aceasta. Asta e clipul, mulțumesc că v-ați uitat, ne vedem și la altele, să aveți o zi bună!